Bună, dragilor, bine v-am regăsit! Astăzi m-am gândit să dau curs mai multor întrebări ce au venit din partea voastră de-a lungul timpului, și anume întrebări legate de programul meu de somn, și anume programul de somn al unei proaspete mămici în general și al meu în particular. Când l-am adus acasă pe bebe, am făcut ceea ce cred eu că fac majoritatea mamelor când au un bebeluș mic, și anume în primele nopți, în loc să dormim noi, stăm și veghem puiuții să vedem dacă respiră. Toate mămicile, cel puțin toate mămicile din grupul meu de prietene și alte mămici cu care am intrat în contact de-a lungul timpului, fie ele și cadre medicale, mi-au spus că au făcut același lucru. În primele nopți, toate am stat și ne-am uitat la bebe cum respiră, cum doarme, cum... Da, în primele nopți cam atâta face, nu se întoarce de pe o parte pe alta, el doarme în legea lui acolo, iar tu ca mămică te uiți la el și te întrebi și acum ce fac. Este normal, se numește perioada de acomodare a mamei cu bebelușul și privită din afară pare că este doar o modalitate în care mama încearcă să-și găsească o variantă de comunicare cu bebelușul și un limbaj comun. Însă, în interior, și anume... Este o trăire pe care nu poți să o înțelegi decât dacă ești mamă. Și anume, se întâmplă atât de multe lucruri în creierul tău, în sufletul și în mintea ta, încât este foarte greu să-i explici. Te uiți la puiul tău și te întrebi, oare voi fi o mamă bună, oare știu ce să-i fac, oare voi înțelege semnele lui, voi înțelege când trebuie să-l schimb, când trebuie să-l alăptez, când trebuie să mă joc cu el, când trebuie să-l drăgălesc. Cu siguranță în fiecare dintre noi există o mamă foarte bună sau mamă perfectă pentru copilul nostru, pentru că așa ne-a creat Dumnezeu să avem instinctul matern, însă vă spuneam că în primele zile de viață ale bebelușului toate trecem prin etapa asta, așa numai în loc să dormim, stăm și îl veghem pe bebe 24 de ore din 24 și după vreo săptămână picăm late. Vrem, nu vrem, am picat. Ulterior, după ce puiuțul a crescut, a mai crescut puțin, am început să avem problema colicilor și iar a intervenit motiv de nesomn pentru mine ca mămică, și anume trebuia să-i veghez perioadele în care dormea și să-i liniștesc crizele de durere. Încercam să aflu o metodă minune, un leac 100% garantat pentru vindecarea colicilor bebelușului meu, pentru că, așa cum am spus și în alte episoade, ca mamă, cred că și tată dacă ești, dar în special dacă ești mamă și îți vezi copilul plângând și nu știi să-l liniștești, te simți neputincioasă și este o durere în suflet pe care nu o poți descrie. Și atunci căutam tot felul de sfaturi avizate, căutam soluții minune să-mi ajut copilul. Deci iarăși nu dormeam. De ceva timp am reușit cât de cât să stabilim un program de somn și veghe a lui bebe, iar noi, părinții, să ne mulăm după programul lui. Spun cât de cât pentru că, așa cum știm cu toții, bebelușii sunt foarte imprevizibili. Ei pot adormi instant în timp ce ne jucăm, se pot trezi la fel de repede în 5 minute și eventual într-o criză de plâns, dacă își aduce aminte un stomac să înțepe sau să vină foamea între timp sau poate a visat ceva urât. Deci de ceva timp încoace, bebe nu mai dorme ziua, am reușit să-l facem să doarmă noaptea, bineînțeles doarme cu etape, el se trezește peste noapte la câteva ore și își cere papa. M-am sfătuit cu specialiștii și nu-l mai trezesc eu la un program fix, mă refer la programul de noapte. Ziua, da, într-adevăr îi fixez un program de mese, însă noaptea îl las să se odihnească cât consideră el și în momentul în care s-a instalat fomița, el dă primele semne. Eu care dorm iepurește, am auzit de la primul semn, de la primul scâncet, astfel încât reușim să evităm perioada neplăcută în care se instalează cu adevărat foame, iar bebelușul plânge de disperare. Deci acum pot să spun că suntem pe drumul cel bun. În general, noaptea stau eu cu bebe de pe la vreo 9-10 seara până pe la 5 dimineața, așa e programul meu, chiar avem o glumă, eu și tati, intri în tura de noapte, intri în tura de zi. Pe la 5 dimineața îl dau lui tati cu fundiță. Am programul meu de somn fix, nu mă deranjează nimeni, de la 5 la 8 dimineața am 3 ore în care sunt regină în regatul meu și dorm. De la 8 dimineața începem. Sterilizat biberoane, băgat la spălat, scos de la spălat, ce s-a uscat cu o zi înainte, călcat și pus în dulăpior, nănăit, jucat, schimbat copil, luat temperatură. Vă spuneam că suntem în perioada vaccinurilor și iau foarte des temperatura, să fiu pe fază dacă se întâmplă ceva. O grămadă de lucruri care
înainte, pe care înainte nu prea le concepeam pentru că nu le înțelegeam, însă de când sunt mămică fac parte din rutina mea zilnică și nu aș putea să trăiesc fără ele. Cam asta este programul de somn sau de nesomn al familiei noastre, așa că, mămici frumoase, ca întotdeauna vă pup și vă îmbrățișez. Am văzut fete noi în lista de abonate. Vreau să le pup și să le îmbrățișez și pe ele și să le urez un călduros bine ați venit. Vă aștept și pe voi cu întrebări, vă aștept și pe voi cu tot felul de curiozități și așa mai departe. Suntem o comunitate deschisă, unită, prietenoasă, unde punem întrebări, iar dacă eu știu, răspund direct, dacă nu, vă caut cele mai bune răspunsuri direct de la specialiști, răspunsuri sigure care să vă ajute să obțineți cele mai bune rezultate pentru voi și pentru puiuții voștri. Așa cum v-am obișnuit de fiecare dată, până la următoarea intervenție, sunt Ana Maria Blidaru, vă pup și vă doresc numai bine. Pa, pa!